Ce s-au schimbat în acești 9 ani în mentalitatea românilor vis-a-vis uh, -vis de colectarea deșeurilor selectivă? Uh, s-au schimbat unele lucruri, sigur că da. Uh, probabil că m-aș întoarce în 2007, uh, când, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, au apărut și obligațiile ferme de a introduce o concepție nouă și o legislație nouă în domeniul mediului înconjurător. Asta s-a tradus până la urmă prin armonizarea legislației europene. Vorbim de directivele europene ce privesc protecția mediului înconjurător și, de ce nu, legat de asta, economisirea resurselor. Pe care Europa vrea să le țină, să le păstreze în Europa și nu să le exporte, pentru că au valoarea lor intrinsecă. Deci, cu privirea spre 2016, pot spune că lucrurile s-au mișcat bine sau relativ bine, pentru că există și plusuri, există și minusuri. Dacă ar fi să încep cu minusurile, ca să fim mai concreți. Minusurile pentru România înseamnă neatingerea țintelor de colectare prevăzute în uh, directivele europene. Deci, ăsta e principalul minus până la urmă și pe care, din păcate, până acum nu, nu am reușit, noi ca țară, nu mă refer la Icotica la acum, ci uh, ca țară nu am reușit să-l aducem la cele 4 kg pe care prima directivă europeană le prevedea pentru fiecare țară. Noi am ajuns pe, de, pe cap de locuitor, să zicem, pe locuitor. Prima directivă, care a fost, să zicem, actualizată cu a doua directivă din 2012, și care funcționează și la noi, evident, actualizată, prevedea ca fiecare țară să aibă cel puțin, să colecteze cel puțin 4 kg pe locuitor. La noi s-a ajuns undeva spre 2 kg, dar în niciun caz nu, nu s-a atins mai mult. Deci suntem undeva într-o zonă de pregătire spre noi succese, să spun. Există sancțiuni? Sigur, Europa în mod normal sancționează prin infringement, nu titulatura clasică a penalizărilor pe care le poate acorda în orice domeniu, nu numai în domeniul mediului și care se traduc în sume importante. Dar sunt și autorități care nu ignoră miza aceasta, directivele acestea, și care nu ne ajută cu nimic. Vorbesc acum din perspectiva din teren. Există orașe care pur și simplu închid ușile când ne ducem să încercăm o campanie locală, niște activități care să mobilizeze, să stimuleze interesul cetățenilor și fie că ni se răspunde, fie că nu ni se răspunde, ușa nu prea e deschisă. Deci acest lucru este dăunător tuturor și evident și atingerii țintelor. Plusurile sunt și ele la fel de evidente ca și minusul menționat în sensul următor. Treptat, treptat, Oamenii noștri, fie că sunt tineri, fie că sunt mai puțin tineri, văd ce se întâmplă în Europa. Văd că există infrastructură de colectare, văd că lumea are grijă să nu arunce peturile sau alte echipamente pe străzi sau pe marginea apelor sau știu eu unde. Nu există acest, să zicem, comportament. Pe care, de consecință, e mai bine, e mai corect, este mai responsabil să faci ceea ce prevede directiva pe de-o parte sau bunul simț, până la urmă, că nu toată lumea se gândește în termeni de directivă europeană și de legislație. Multă lume acuză, exact, firmele de salubritate, că nu pun la dispoziția asociațiilor de locatari pubele Correct. separate Correct. pentru Correct. sticlă, metal da. și pot. Da, 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 Fie exact. Nu probleme, pentru că multe lume va spune bun, eu selectez în casă da. Da. gunoiul, dar când îl duc acolo, de o mașina de gunoi bagă absolut o da. Este o acuză, să spunem, sau cel puțin o observație corectă. Uh, motiv pentru care, uh, așa cum și în alte țări uh, s-a, uh, să spunem, uh, luat decizia de a distruge sau, mai bine zis, de a elimina genele, și la blocuri vorbind, acum, sigur, și de a împiedica până la urmă populația de a continua să arunce totul la genă și, sigur, în paralel cu investiția și cu amplasarea unor dispozitive de, de reciclare la colțuri de stradă, lucru care realmente se, se întâmplă în multe orașe ale României, deci această combinație a început să funcționeze. Deci există pentru, marea, pentru o bună parte a populației româniei posibilitatea să colecteze selectiv și să ducă la clopotele care apar nu, în, la colț de stradă ceea ce trebuie predat, fie că e vorba de peturi, fie că e vorba de alte tipuri de deșeuri. Există, evident, mai nou și puncte de colectare în preajma unor mari magazine de retail, unde un amplasament de gen Sigurec, pe care l-am văzut recent și pe care, sigur, îl folosim și noi, preia mai multe tipuri de, de echipamente sau de deșeuri. Mă refer, sigur, întâi și întâi la echipamente electrice și electronice, pentru că astea sunt, să spunem, specialitatea noastră, dar și ambalaje, cartoane, peturi, care și ele stau uh, și ne împiedică probabil pe acasă în, de multe ori. Deci acest sistem care se află la îndemâna tuturor până la urmă fiecare din noi mergem la, la cumpărături uh, și care sistem sper că se va dezvolta și în perioada următoare, vine în ajutorul nostru al tuturor până la urmă. Prima să înțeleagă că predând de, acele deșiuri da. au posibilitatea de a lua o sumă de bani. Există deci, un, un voucher, bani, un exact. voucher că până la urmă nu vorbim de o sumă de bani care se preia sau se da, un se voucher, încasează un Este un, un voucher sigur care da. să spunem se materializează în cumpărături la magazinele respective care sunt afiliate pe lângă acest centru de colectare, care este un lucru foarte bun. Sigur mai există și alte variante dincolo de punctele de de colectare municipale, care sunt obligatorii, nu sunt un lucru care uh, devine sau ține de uh, disponibilitatea unui primar sau altuia. Nu, ele sunt obligatorii prin lege să existe în fiecare oraș. Dar există o sumedenie de alte activități care sunt desfășurate fie de noi ecotip, fie împreună cu alte entități și care doresc, până la urmă, să comunice populației, importanța și miza colectării selective, atât din punct de vedere protecției mediului, cât și din punct de vedere economic, există uzine de reciclare în România care nu și-au atins încă capacitatea, pentru că nu există îndeajuns de multă materie, de deșeuri electrice, electronice, care să le permită atingerea a, a, unui, unei capacități. Asta ar fi cumva paradoxul românesc, să zicem să importăm gunoaie, peturi, ca să... Da, să se reciclăm. poate și asta. Acum, n-ar fi o mare rușine, pentru că există cereri, sau ne întoarcem acum, cereri de, de la reciclatori din Slovacia, din Germania, din Austria, pentru producătorii din România. La nivel european, din 100% deșeuri electrice și electronice Generate la nivelul Uniunii Europene, doar 40% sunt corect colectate și reciclate. Alte, sau mai bine zis, majoritatea până la urmă, nu, dar vorbim de circa 60%, iau calea Chinei, Pakistanului, Indiei, Nigeriei sau altor țări care dezmembrează în condiții, sigur, precare, probabil, unii dintre ei și care vând pe piața liberă ceea ce e valoros. Aici să discutăm acum puțin de, de gala premiilor okay. pentru mediu. Gala, da. Uh, în ce perioadă se va desfășura, care este termenul limită de depunere a aplicațiilor? Da. Uh, gala, în primul rând, trebuie să menționez lucrul ăsta, sigur, cu, uh, cu satisfacție, pentru că de șapte ani facem această gală tradițional. Ea se desfășoară în acest an, a început, să spunem, perioada de înscrieri, cel puțin, la 1 iulie și va continua până în 25 noiembrie. În această perioadă, și cu ajutorul, sigur, Hot News și altor, să spunem, parteneri, noi încercăm să răspândim mesajul, care e un mesaj cât se poate de simplu aveți o atitudine pro-mediu, să spunem, aveți proiecte pentru protecția mediului ambient și pentru valorificarea, revalorificarea resurselor, atunci înscrieți proiectul dumneavoastră sau al partenerilor dumneavoastră pe site-ul, sigur că o să-l dau la final, pe site-ul dedicat Galei și sigur există o bună oportunitate nu numai de a fi identificate proiecte interesante, despre care unii nu știu, și de a fi mai mult decât atât popularizate. Și există, evident, și șansa câștigării unui premiu. Deci, până la urmă, acest, această competiție, care este o competiție, să spunem, cu miză verde pentru mediul ambient, pentru sănătatea populației și pentru, sigur, ceea ce numim revalorificarea resurselor, este un demers pe care noi îl facem, spuneam, de șapte ani și care, până la urmă, încearcă să modeleze o nouă atitudine a populației României. În legislație există o obligație pentru toate organizațiile de tip ecotic ca să facem alături de campanii de colectare, alături de dezvoltarea infrastructurii, alături de Eforturile de a transporta, în fine, și a uh, recicla uh, deșeurile electrice și electronice, există și obligativitatea de a face campanii de conștientizare, de informare și, de ce nu, uh, de modelarea acestei atitudini noi uh, pentru anii care vin. Noi colaborăm cu uh, o organizație numită Ateliere Fără Frontiere. Această organizație are această menire: să primească de la donatori. Putem fi noi, pot fi bănci, pot fi uh, companii, pot fi uh, instituții publice, donațiile în calculatoare, tehnică de calcul mai ales, deci calculatoare, imprimante, uh, genul ăsta de, de echipamente care pot fi uh, recondiționate și redate spre folosire unor categorii defavorizate, unor școli. Din mediul rural, unor uh, organizații non-profit. Acest uh, concurs este de deschis tuturor, nu în ultimul rând, uh, companiilor sau uh, entităților care au proiecte de CSR, de economisire de resurse, nu chiar, uh, să zicem, de plantare, sau știu eu, de uh, activități foarte uh, concrete în domeniul mediului. Deci, toate aceste organizații pot să-și înscrie proiectele accesând site-ul nostru www.ecotic.ro, de unde vor vedea butonul, linkul spre uh, înscrierea în galeria acestor uh, proiecte de mediu pe care le așteptăm, menționez din nou, până în data de 25 noiembrie. Gala, propriu zisă, va fi organizată pentru premierea celor uh, meritoși în uh, data de. Um, 11 decembrie 2015.